Ați revenit la ședința ordinară, luna aceasta. O ședință ordinară, numai cu două puncte pe ordinea de zi. Sper să fie o ședință constructivă. Vă urez succes. Doamna secretară, domnul președinte, să vă luați ședință. Bună ziua, lipsește cineva dintre dumneavoastră? Nu. Nu? Poate l-ați distanță. Da. Constatăm că sunt îndeplinite condițiile legale pentru desfășurarea acestei ședințe și o declarăm deschisă. Ați avut la materialele de la comisie și procesele verbale din aceste două ședințe. Ședința extraordinară de săptămâna trecută și ședința ordinară în luna trecută. Dacă sunt discuții, pe cele două ședințe. Dacă nu sunt discuții, spunem la vot. Cine este pentru? Facem cu. Da? Mulțumesc. Îmi pot fi facțiile la mine. Vedem următoarele ședințe. Cum e ședință? Convoc Consiliul Local pentru data de 28.06.2021, orele 14, în ședință ordinară, cu următoarea ordine de zi. Numărul 1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada iulie-septembrie 2021, inițiator Ișto Cristian, primarul Comunei Buhoci. Numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea investiției, modernizare, infrastructură rutieră în Comuna Buhoci, Plonsonul pe vală, întocmirea de studii de fezabilitate, documentații cadastrale și întabulări a peretei investiției. Inițiator Ișto Cristian, primarul Comunei Buhoci. Punctul 3 diverse. Mai sunt suplimentări? Domnule președinte, la diverse ar dori să discut, dezbatem pe scurt o problemă existentă acum în regiune. Da? Când ajungem la punctul diverse, să supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Trecem la punctul numărul 1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada iulie-septembrie 2021. Inițiatorul Ișto Cristian, primarul Comunei Buhoci. Cine are propuneri? Poșcălar Miguel. Alte propuneri? Domnul consilier intime, în plauze. Să punem la vot cine este pentru domnul Pușcă Largă. Pentru domnul Pușcă Largă. Deci 15. Domnul intime. Asta e. Vedeți înainte. Trecem la punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea investiției, modernizarea infrastructurii rutiere în Comuna Buhoci, tronsonul pe vale, întocmirea de studii de fezabilitate, documentații cadastrale și întabularea peretei investiției. Inițiator Ișto Cristian, primarul Comunei Buhoci. Discuții? Bună ziua din nou, așa cum am discutat și în ședințele trecute, la solicitarea domnului Munteanu sau domnului Mocanu de a continua diferența de tronson pentru a fi asfaltată pe vale. Am decis să demarăm celelalte acțiuni în sensul de a proiecta și de a rezulta sume pentru a putea continua tronsonul. Dacă asta sunteți de acord, bine. Domnule președinte, mulțumesc. Domnule primar, doamnă secretar, dragi colegi, aș vrea să fac, să repet punctul de vedere al nostru, al colegilor consilieri, reprezentanți ai USR Consiliul Local Buhoci, și anume că ne-am dorit cu ardoare ca acest proiect să aibă atenție maximă și acest drum să se finalizeze cât mai curând posibil pentru să, ca această porțiune de drum să se încheie și să ne putem putem acorda atenția și celorlalte locații care au nevoie de aceeași atenție, cel puțin la fel de mare ca și acest drum. Deci, noi, consilierii USR, vom susține acest proiect până la capăt, îl vom vota. Dacă aveți nevoie de ajutor în măsura în care ne pricepem, cu mare drag, oricând, haideți să-i dăm drumul. Da, deci nu pot să spun decât
salutăm inițiativa acestui proiect, o dorință a cetățenilor de pe Vale Vechi, chiar foarte vechi, chiar trenează de mult timp. Faptul că inițial Consiliul Local a aprobat demersurile, era firesc și este firesc să dăm votul în așa fel încât să demareze și să finalizeze și în felul acesta să pună punct tuturor discuțiilor care au dat de curând timpului. Numai domnul Ocanu, poate vorbe, au spus aici, am spus aici în ședința de Consiliul Local. Mulțumesc. Stau la treabă, domnul primar. Atunci, supunem la... Nu pot să trec neobservat acest proiect. Țin să-l mulțumesc domnul primar pentru inițiativa dumnealui, cât și a domnului consilier Munteanu, care, din câte știu, s-a interesat într-adevăr să se construiască acest drum foarte important, având în vedere că este cel mai bun drum din comuna noastră. Vă mulțumesc tuturor! Supunem la vot. Cine este pentru? Acum trecem la numărul punctul 3, diverse. Mulțumesc, domnule președinte. Am avut discuții cu concetățenii noștri din satul Doschinești, unde, după cum știm cu toții, bănuiesc că dacă ne facem treaba, mai mergem și prin statele comunei. Acolo firetul a început să rupă dintr-un drum sătesc, care leagă a doua curbă, cum e domnul Cristofa, la un lapus, cum se numește. Da, în fine, acea de-a doua curbă, care este foarte aproape de reușire, îmi lipsește, îmi cer scuze. Chiar cum faci pe izla? Da. Acolo siretul deja a început să rupă și dacă continuă la fel, le va intra oamenilor în curți, în case și dacă mai continuă, ajunge la noi în cimitirul ortodox, catolic, peste tot. Deci, nu știu, ar trebui să vedem. Mergem cu toții acolo sau cine este expert în așa ceva, să încercăm să ameliorăm problema aceasta, o problemă majoră a cetățenilor din Doschinești. Gospodăria comunitară. Da, așa cum îmi place să vorbesc pe hârtii, pe documente, propun la ședința următoare să amânăm această discuție pentru ședința următoare. Întrucât domnul responsabil pe mediu astăzi nu este și nu știam de solicitarea noastră, era foarte bine dacă ne spunea înainte, ne pregăteam cu documente, cu adresele înaintate către instituțiile competente pentru acest proiect de îndiguire. Fac precizarea, chiar dacă s-ar interveni din partea primăriei, nu știu dacă vom fi pe lege, pentru că noi nu suntem proprietari apelor române și nu putem face o investiție și nici nu avem putere financiară pentru a demara o investiție în zonă. Ceea ce știu din istoric, în zonă s-au făcut două investiții din partea primăriei, pe terenul primăriei, în speță pe Islas, s-au amenajat două semidiguri. Un semidig și un diguleț, dacă îmi permiteți și gluma. Diguleț format din depozit adus din Bistriță, uscat și după aia amenajat cu un buldozer de tonaj mare și a rezultat cu un diguleț în glumă. Dar un dig în toată splendoarea lui, numai că acest dig ne-a fost de folos când a venit siretul mare în 2020. Mare parte din el a cedat, eroziunea fiind sub dig și automat s-a răsturnat în siret, dar a fost făcut pe situații de urgență pentru a preveni inundațiile către gospodăriile din satul Doschinești. De asta v-am spus că vreau să vorbesc pe documente. Știu
că am făcut demersuri acum două luni de zile și către instituția prefectului și către direcția apelor române, chiar și către Ministerul Mediului și Pădurilor, în acest sens. Avem o serie de răspunsuri și vreau să discutăm exact pe adrese oficiale. Să amânăm... Domnule președinte, dacă îmi permite o singură completare. Într-adevăr, sunt de acord cu toate lucrurile, toate proiectele se fac acoperindu-ne de hârtii, de documente. Este corect să fie așa, așa este legal, așa facem, dar tot dumneavoastră ați menționat la finalul discursului noastre că situații de urgență au nevoie de o altă abordare. Însă, etimologia frazei situații de urgență impune acest lucru. Nu putem aștepta încă o lună, îmi pare rău că nu pot fi de acord cu dumneavoastră nici de data aceasta, dar nu putem aștepta încă o lună data la care se va putea organiza o altă ședință ordinară, lăsând ca în acel interval, siretul, după cum preconizează situația meteo, pe care o vedem zilnic la TV, la radio, o auzim la radio, e posibil ca acești oameni să aibă foarte tare de suferit dacă nu acționăm în consecință și rapid, cât mai rapid. Cred cu siguranță, sunt soluții, dacă ne dorim, le găsim, pentru că acel necaz al oamenilor creat de natură, nu de noi, să fie preîntâmpinat și rezolvat, dacă se poate. Da, revin eu cu discuții. Trebuie să termin de cum din experiența anilor trecut, având acțiuni de acest gen pe situații de urgență, ne-am permis să intervenim conform contractelor de colaborare cu agenții economici de pe raza comunii pe situații de urgență și am acoperit unele breșe. Vreau să spun că nu e singura breșă din Comuna Boci. Avem breșă și pe satul Cotel, avem breșă și în amonte de podul ce traversează DN2 Bacău Vaslui. Am intervenit pe situații de urgență că ne permite legea, cu utilaje, cu încărcături. În acest sens vreau să vă spun că avem depozite pe situații de urgență cu anumiți agenți economici și putem interveni, dar numai pe situații de urgență. În cazul în care dumneavoastră să zic, estimați-o eventuală. Am estimat-o și noi. Și chiar am transmis-o prin adrese oficiale. Că nu e ușor. E o chestie, până la urma urmei, de viață și de moarte. Se ajunge până acolo. În momentul în care va veni apa și va intra în satul Gospinești, înseamnă mult mai mult. Distrugeri și de gospodării și de locuințe. Dar prima estimare, se pare că la o inundație, să zicem, a râului Siret în zonă, vor avea de sperit culturile și sper să ne ajungă la gospodării, că avem semitic, care îl ținem sub control și îl ținem sub control. Pentru că un singur loc unde un cetățean și-o permis să facă o breșă, să iasă cu animalele la islas. Dar cu un utilaj simplu putem interveni și până acolo ne permitem, pentru un semitic. Când e vorba de intervenții majore, nu putem noi lua decizii. Da, o singură remarcă și am încheiat subiectul acesta, luați la latitudinea noastră să decideți ca șeful primăriei aici. Avem SVS-ul. Președinte, comitetul local, președinte, și urgență. Așa, sunteți președinte. Exact asta vreau să vă aduc aminte, că avem un sistem, un serviciu de voluntariat în situații de urgență, care cred că poate fi folosit și dumneavoastră, ca președinte, puteți acționa în baza legilor pe care le-am fi anunțat întotdeauna. Sigur că vom apela la parte să-i folosim, dacă tot există acest sistem, să facem ceva. Acum mai dau cuvântul. Mulțumesc mult! Adică s-a făcut vorbire de mai de mult timp vis-a-vis de ceea ce vreau să spun acum, există un proiect de hotărâre pentru îndiguirea râului Siret pe malul stâng, începând de la comuna Crăjești până în vecinătate cu comuna Tamaș. Pentru că pe malul drept al râului Siret, în urma inundațiilor din 2010,
s-a făcut acel dic și satele Șerbești, Săucești, Siretul și așa mai departe, sunt protejate acum din dic, ipotetic, dacă ar vrea aceeași cantitate de apă care a fost în 2010, nu s-ar mai duce în partea așa, atunci aici pericolul eminent există. Numai că au existat, deci în urma acelui proiect de hotărâre, sunt demersuri făcute către toate instituțiile statului. Și de mine, și am găsit dosarul și făcut după ce am plecat eu, deci sunt, dosarul este atât de gros acum. Trebuie să se înțeleagă foarte clar că situațiile de urgență nu mai acoperă această chestiune și o să vă explic acum de ce nu mai acoperă situațiile de urgență. Datorită faptului că în amonte de potul Siret, unde există societatea Rombet, în decursul timpului s-au depus cantități de betoane, ciment, etc. pe malul drept în satul Holt și acel, ca să-și protejeze ei societatea, nimeni, nicio autoritate din județul Bacău, nu mă refer la Comuna Buș, că nu are absolut nicio cădere vis-a-vis de ce s-a întâmplat acolo, acel dic creat artificial de către prima respectivă, fără ca cineva să le atragă atenția, legal, nu avea voie să facă lucrurile astea, a creat o insulă artificială în aval de podul Siret. Artificială, scuze-mă. Insula respectivă, insulă care acționează ca un dic. Și toată puterea și forța se vinge aici. Deci, noi am avut discuții, domnul primar, pe subiectul acesta, sunt și demersuri făcute, când cel primar de la Hol voia să venise cu o propunere aici, în ședință de Consiliu, să toți spre noi, să ne îndrept toți spre noi, adică tot noi să încercăm să regularizăm Siret, adică să ne facem prăpastea și mai mare. Deci, problema depășește puterea noastră de decizie a Consiliului Local și a Executivului. Deci, toată chestiunea asta stă în autoritățile statului. Demersurile sunt făcute și nu sunt de acord cu ce a spus dumneavoastră, domnul Iftimi, că să acoperă comuna cu hârtii. Nicio intenție de acest gen. Dar ăsta este rostul... Domnul primar a început discursul cu chestia. Ăsta este... așa se procedează. Asta este procedura. Nu intrăm nici în limita de competență vis-a-vis de a face. Nu avem nici fondurile necesare ca să... Chiar dacă am vrea, chiar dacă zicem că avea toate... Nu avem fondurile necesare să facem, să intervenim în așa fel încât să decolmatăm și insula care aia va acționa. Ce va face dic aici dacă ea acționează în continuare ca un insula respectivă și apa o dirigează? Eu am fost, când am fost Siretul Mare, stăteam, cred că mergeam din două ori și în partea asta la... Și aici avem o problemă datorită agentului economic de la podul vechi. Că nu exploatează corespunzător. Da. Au făcut un... Așa este Ioane, că am fost amul acolo, da? Și acționează și rupi în coace drumul ăsta de aici. Deci sunt mai multe chestii. Noi, pe situații de urgență, aș cât perioada când am fost viceprimar și ceilalți viceprimari, Chiță și Mocanu, pe situații de urgență s-a făcut ce se poate face pe situații de urgență. Dar nu acoperă, nu rezolvă problema situației de urgență. Și fie foarte, foarte, foarte clar. Așa că fiecare dintre noi, care suntem, să zic așa, reprezentanții în teritoriul, în Comuna Buhoci, dar avem partide care acum sunt la cârma statului. Ăsta e ajutorul care pot să-l facă. Să aceste demersuri, vocea care este semnalul de alarmă care este tras atât de executiv, cât și noi prin Consiliul Local, să ajungă la urechea celor instituțiilor statului, începând de la Guvernul României și terminând cu prefectura județului Bacău. Adică prefectul nu să stea în prefectură să atace
acte administrative fără sens. Prefectul trebuie să are un rol foarte important, că este reprezentantul guvernului. Prefectul, supraveghetul și așa mai departe, este reprezentantul guvernului în teritoriu. Să citească dosarele, că dosarele sunt în prefectură. Să citească dosarele. Ia trageți atenția, domnul, că e colegul nostru de partid. Ia trageți atenția, domnul prefect, să citească dosarele de la Bucovina. Că acolo găsește răspunsul în dosarul respectiv. Din câte mea pot să intervin, că mi s-a pronunțat numele, am drept la replică, domnule președinte. Încep de la coadă la cap. Domnul prefect, dacă nu ne înșelăm, a citit toate dosarele care au fost puse pe masă. Din câte mi-aduc aminte, dacă nu mă înșel, a fost trimis un corp de control al instituției prefectului la primăria Buci. Sper să nu mă înșel. Deci domnul prefect Leonardo își face treaba, domnule. Și are și doi prefecți. Doi subprefecți. Nu mă ascultați un pic. De ce mă întrerupeți, domnule Munteanu? Nu, dar să te întrebăm. Păi, nu... Considerând că primăria Buci nu s-a făcut treaba. Nu știu, nu sunt eu în măsură să trag concluzie. V-am spus că, din câte știu, domnul prefect a citit și are cunoștință de toate problemele din județul Bacău și vreau să zic foarte bine la ce mă refer. O să mai aibă cunoștință și de o nouă informație, o dau eu mâine. Dar nu ajungem acolo, că nu vreau să trec în altă parte. Domnule prefect, n-am terminat. Să completez la cele spuse de domnul consilier Munteanu și la cele spuse de domnul consilier Intime. Hai să discutăm pe baza documentelor. Noastră susțineți că domnul prefect și-a făcut treaba. Dacă domnul prefect a răspuns adresei noastre, vă dau dreptate. Dacă nu, o las ca atare. Ceea ce face dumneavoastră sunt niște acuze nefondate, fără susținere, fără suport. Deci nu e ok. Noi acum facem administrație publică sau facem politică, domnule? Să venim cu documente și în baza documentelor discutăm. Vorbeam de administrație publică aici. Ceea ce s-a opus primăria la solicitarea celor de la Ava Siret privind redeschiderea unei balastiere în zona insulița aia care spuneți dumneavoastră, s-a format, dar în aval de zona de vegetație. Da, noi am trimis un aviz negativ și cu o solicitare de a reanaliza zona, întrucât susținem și credem că mai întâi de toate ar trebui regularizat în partea opusă zonei de coroziune. Mai exactă zona de vegetație spre Olt. Să dea drumul acolo, dumneavoastră, la exploatare, după care vom da și noi acordul de traversare, că până la urmă, despre asta era vorba, a utilajului către insula, proprietatea de Avațele. Da, pot să termin ce avem de spus? Și vă rog frumos, nu mai faci acuze de genul... Dar nu fac acuze, domnule. M-ați întrerupt de două ori, și dumneavoastră, domnul Munteanu. Pe nu știu cine. Haideți să discutăm pe documente. Eu sunt conștient că atunci când nu vă convine zona unde se îndreaptă discuția, întrerupeți și mai ales pe mine. Mă lăsați să termin, că aveam drept la replică, domnule primar. Domnule președinte, pot să termin? Vă rog să fiți concis. Păi încerc să fiu, dar dacă sunt întrerupt în permanență de aceiași domni care au intenția de a duce în derizori, orice discurs, sunt foarte rău. Domnul Munteanu, da, asta vreau să spun, într-adevăr, proiectul la care dumnealui face referire este un proiect cunoscut de mine, pentru că mi l-a expus chiar dumnealui. Și eu i-am dat dreptate și atunci, îi dau dreptate și acum. Nu facem politică aici, domnule Munteanu. Suntem reprezentanții comunității bucocene. Nu facem politică în Consiliul Local din Buoș, cum dumneavoastră ce vreți să insinuați. Eu zic să ne concentrăm cu toți cei de la masa asta, postele, pentru ca această problemă să fie remediată în cel mai scurt timp, să lăsăm la o parte micile afinități, în ghilimele de rigoare, pe care unii sau alții le au cu instituția prefectului, cu subprefecții de la un anumit partid și mai departe. Nu asta este treaba noastră aici. Haideți să încercăm să găsim o soluție pentru o problemă urgentă, care necesită acțiuni pe situații de urgență, cum este și normal să fie. Domnul primar, ca președinte al SBSO, să acționeze în consecință, are nevoie și de alte ajutoare, lăsând niște ore la o parte, că nu face nimeni șanturi, domnule Ghiță. Sunt oameni care se ocupă cu așa ceva, noi suntem aici să facem administrație publică. Dacă trebuie să mai reamintesc încă o dată, mai fac. Dar haideți să facem treaba cum trebuie, lăsând micile noastre neînțelegeri interpartinice la o parte. Mulțumesc frumos! Domnul
Da, fără de spus și o două minute, strict, dragul, fără campanie, da, zice. Fără am dat seama așa de discuțiile care le ia domnul Munteanu, am cu o schiță așa după percepere mea, deci cam asta ar fi problema care susține domnul primar și așa și este. Asta este plaja. Așa este. Formatul e vegetația. Ăsta e Siretul, aici este drumul. Din problema care știu din... Așa este, ghiță. Din problema asta, unde erodează, e zona spre satul Dospinești aici. Deci fără a lua plaja asta, deci degeaba... Nu se rezolvă. Nu se rezolvă niciodată. Așa este. Nu are valoare, adică. Sigur. Cât să trebuie să cam așa, când vine mare, președinte, domnul președinte, o secundă, nu în ședința următoare. Haideți să facem ceva acum. Mai repede, nu știu, domnul primar este președinte, poate să începe mai bine. Am o scârbă și vreau să argumentez pe documente. Ce vreți să vă mai spun mai mult? Că m-am deplasat la fața locului cu fostul ministru al mediului, domnul Fechet, la timpul respectiv și am explicat la fața locului, pe văzute, cu domnul de la, domnul director de la AVA Siret, m-am deplasat, dacă atunci, vreți să vă spun, acum 2-3 luni. Când eu vorbeam de azi, mâine, până nu depășești cota de atenție, nu poți să intervii. Deci ne-am dus la fața locului, am semnalat, m-am deplasat la fața locului mai mult decât au fost domnii în teren și au văzut și pot proba de fotografii. Păi nu m-au dat asta, că și dumneavoastră au niște proceduri. Dacă dumneavoastră cunoașteți altă metodă de a interveni, vă rog frumos să o folosiți și vă aplaudă. Aia fizică, domnul primar. Păi luați echipa dumneavoastră de la servicii de la SVSU și mergeți cu terenul la treabă. Te-auzi și vorbești, știi ce înseamnă un dig pe râu Siret? Dar nu facem dig. Nu vorbim de un colegi care și ăla e foarte greu de acoperit. Acolo discutăm de saci și de altceva. Și acolo e greu de interveni. Care este comunitatea serviciului SVSU? Stimați colegi, avem... Avem o veste bună, începând din această săptămână, domnule Fink, eu nu v-am deranjat. Cer scuze, domnule, nu terminați în discuție. În această săptămână o să avem la dispoziție mult doritul utilaj autograder pentru a îndrepta absolut toate drumurile din Comuna Vâlcea. Vă rog să transmiteți tuturor să nu mai ducem în ianuarie, că să mai așteptăm 2 ani. Nu! În această săptămână. Altă problemă pe care trebuie să o aduc la cunoștință tuturor, și tuturor cetățenilor din Comuna Muhoci, am să dau citire dintr-un document ca să-l aducem la cunoștință și noi în calitate de consilier. În calitate de viceprimar, de nenumărate ori, am informat cetățenii Comunei Muhoci cu privire la necesitatea colectării selective a gunoiului menajer. Am adus la cunoștință aceste obligații prin afișe la fiecare locație, unde sunt aplasate containere speciale de colectare selectivă. Dar toate aceste demersuri au fost în zadar, deoarece se continuă să se arunce deșeurile la voia întâmplării. Nu așa putem să arătăm precum cu mule tamași sau lete vechi. Vrem schimbare, dar nu dorim să le schimbăm. De asemenea, duc la cunoștință prevederile legii astfel. Articolul 20, alineatul 7, din legea numărul 249, din 28 octombrie 2015, privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaj, prevede faptul că persoanele fizice, cetățenii, au obligația să depună deșeurile de ambalaj pe tipul de material, în sistemul de colectare separat a deșeurilor, gestionate de către operatorii de salubritate, în caz contrar, vor fi sancționat cu amiendă în condițiile legii. Vă mulțumesc și vă rog să anunțați fiecare. Cum să anunțăm așa ceva, domnule Cușor? Nu trebuie să anunțăm pe cetățenii. Așa? Păi avem noi cumva pe 5 fracții sistem de... Domnul Mocanu, dar discutați cu toți consilierii. Poate să... Domnul, dar nu... Că dacă se uită la mine... Nu m-am uitat la dumneavoastră. Dumneavoastră ați intervenit. Nu putem strânge 5 eu cred că m-am exprimat destul de clar, dar dumneavoastră am spus, te duci degeaba la facultate. Ești greu de cap. Vine să te duci la voi la facultate. Să vă mai spun o treabă.
Să vă mai spun o treabă. Sunt contaienele care scrie sticlă, hârtie, carton. Uitați-vă că nu s-au pus afiși acolo. Dacă dumneata nu vrei să obții, dacă dumneata nu vrei să obții, înseamnă că nu vrei să anunți cetățenii. Vrem să fim civilizați. Vrem să fim civilizați, dar nu vrem să facem. Domnul Ocanu, eu cred că m-am adresat. Am spus unde sunt aceste cărți. Nu trebuie să ne supărăm dacă anunțăm cetățenii să fie anunțați dumneavoastră. Dumneavoastră văd că vă luați multe așa. E constructivul, dar ce-am spus? Domnul, ce-am spus definitiv? Dirigiți-vă să faci legat pe acest subiect, domnul președinte, domnul primar. Mai ce primar, mai repet o da. Am spus unde este locația. Spre exemplu, la Cotei sunt patru concerturi. Am pus afișe acolo, vă rog, la Bijirii. Vă și să mi-am mai spus că unul e la Cotei. Sau la cadrul satului, sau la biserică. Unde este omberat? Ascultați-mă încă o dată. În decursul lunii, până în luna lui august, vom avea fiecare acele containe. Dacă noi o să încercăm să explicăm cetățenilor că trebuie să fim civilizați, nu să luăm, explicăm sticla cu toate la un loc și la urmă să spunem, să știți ce se întâmplă, cei care vin cu mașinile, îmi spune, du-te dumneata și ia sticla amestecată cu cartonul, cu plasticul, cu aia. Eu am făcut acele la anumite puncte. Făcut și pentru sticlă și pentru aia, pentru aia. Dacă eu am atenționat, dumneavoastră luați în nume din rău. Nu o să facem niciodată, nu o să ajungem pe celelalte comuni, o să rămânem pe rău, așa tot așteptăm. Principiul de sare nu ajungem nicăieri, nu ajungem. Asta e principiul. Domnul președinte, estimați colegi, domnule viceprimar, vă aduc la cunoștință că în data de 5-6 a fost încheiat un contract cu Adibu, da? Vis-a-vis de cele 22 de comune care sunt afiliate, da? Adis. Pot să vă aduc la cunoștință noastră personală că a trecut aproape o lună de zile, iar Comuna Bucovești nu a recepționat aceste containere, da? Vorbim de containerul negru și galben, da? 1617 de containere negre, 1617 containere galbene, da? Dumneavoastră a dus în discuție o problemă de colectare selectivă a deșeurilor, dar noi nu avem aceste containere cu bele după o lună, aproape o lună de zile. Comuna Tamaș, Comuna Bereș-Bistrița, Comuna Săucești, Comuna... care să vă mai spun? Le-au primit deja de două săptămâni, domnul viceprimar. Și distribuite de cetățeni. Îmi permiteți să vă dau răspunsul? Vă dau răspunsul. Vă dau răspunsul. Județul Bacău nu are trei comuni. Județul Bacău își primește acele containere. Atât nu există nicio comună să nu aibă la dispoziție aceste containere. Dar, domnule, eu dacă am atenționat, ca să atenționăm cetățenii, să informăm, să-i aducem cât uși pe cât pe linia de putere, dumneavoastră, gata, ce a zis, mai domnul, am spus unde sunt acele locații, unde sunt? Aș vrea să selectez dinainte. În două, trei, așa e exact, uitați cum, domnul Ionuț Odobișteanu, înțeleg, domnul, înțeleg, numai domnul Timi nu înțelege. Domnul, iar mi-a